În această perioadă, la Casa Județeană de Pensii Hunedoara se desfășoară distribuirea celei de-a 17-a serii de bilete de tratament pentru pensionari. Județul Hunedoara are repartizate 119 bilete de tratament pentru o serie de stațiuni balneare din țară. Datele statistice demonstrează că Giugiu este stațiunea cea mai căutată de hunedoreni, asta și datorită faptului că este acasă. În momentul de față avem repartizate 119 bilete de tratament pentru o serie de stațiuni balneare și aș putea enumera aici Giugiu, care este stațiunea cu cea mai solicitată din punctul acesta de vedere, probabil având și ținând cont și de principiul teritorialității fiind în imediata noastră apropiere, dar avem bilete și la Covasna sau pentru Buzia, Șolănești, Saturn, Măneasa, Herculane, 1 Mai și o serie de alte stațiuni. Biletele de tratament refuzate de pensionarii care au depus cereri prealabile se redistribuie pe principiul primul venit, primul servit. Și cum cele 119 bilete de tratament alocate județului nostru trebuie folosite doar până în preajma sărbătorilor de iarnă, doritorii sunt așteptați să aleagă unde vor să se răsfețe pentru câteva zile. Ierarhizarea solicitanților se face, cum vă spuneam, în baza criteriilor stabilite anual de Ordinul Președintelui Casei Naționale de Pensii, în situația în care persoanele cărora li s-au alocat în mod automat, în urma ierarhizării, aceste bilete de tratament nu doresc să-și le ridice, renunță la ele pentru vari motive, atunci aceste bilete se redistribuie la ghișeele noastre pe principiul primul venit, primul servit. Așadar, da, i-aș invita pe pensionari să țină legătura în permanență cu colegii mei de la ghișeul de bilete de tratament, atât din Deva cât și din Petroșani, astfel încât să putem onora toate solicitările. Aproximativ 120.000 de bilete de tratament balnear au fost asigurate în acest an prin Casa Națională de Pensii Publice.